Ministrii guvernului Câțu în sfârșit au reușit să împartă banii. Despre miliardele din PNRR vorbim. În total, programul de redresare conține 1700 de propuneri pentru care sunt împărțite cele 30 de miliarde de euro. Cristian Ghinea, șeful investițiilor din guvernul Câțu, a prezentat astăzi schema finală. Am inclus în această versiune a documentului niște reforme esențiale pentru modernizarea României. Vorbim de o reformă a sistemului de pensii, care, printr-o nouă legislație, trebuie să așeze sistemul pe baze echitabile. Reforme fiscale, conectarea caselor electronice de marcat, vorbim de o reformă a guvernanței școlilor, de atribuții mutate spre nivelul școlilor, de o reformă a Casei Naționale de Asigurări, de o digitalizare completă a relației dintre pacient și medic. Program de capitalizare a economiei și încurajarea a inovației prin instrumente financiare. Planul Național de Redresare și Reziliență are 6 piloni. Cea mai mare parte a banilor, 9,5 miliarde de euro, merg la transporturi, iar apoi pe locul 2 este componenta de mediu cu 6,8 miliarde de euro alocați. Pentru educație vorbim despre 4,4 miliarde de euro. La sănătate au ajuns 3,4 miliarde de euro, dintre care 2,6 miliarde vor fi alocați fondului pentru spitale. Sume ceva mai mici vor merge la sport și dezvoltare comunitară și societatea civilă are o sumă alocată de 100 de milioane de euro. Și iată că avem acest plan de redresare și reziliență. N-ar trebui să râdem, pentru că sunt niște bani pe care ar trebui să îi investim. Sunt bani care sunt accesibili. Aproape jumătate dintre ei sunt granturi, ceilalți vor veni sub formă de împrumut la dobânzi favorabile, însă ar fi o variantă pentru a reuși să facem și noi proiecte și, așa cum spune, să ne redresăm, da? Și să reușim să fim competitivi. Eu n-am înțeles de ce noi ne-am ambiționat să trimitem proiecte de 41 de miliarde când știm că avem alocați doar 29 de miliarde și cei care contestă felul în care s-a făcut acest plan spun chiar asta. Cum vom ști către ce proiecte se duc banii? Pentru că noi avem oricum mai multe proiecte pe care le elimini din acea cursă. De ce n-ai făcut iniți tot proiectul pentru banii pe care ai? Tu ai făcut mai mult? Și după aia decizi cine primește bani, adică cine îi primește, deci cine nu îi primește. Nici nu ne-am apucat de treabă și deja sunt multe probleme. Sunt probleme peste tot. Nu, de ce am spus că îmi vine să râd? Că pur și simplu eu nu cred că dintr-o dată, peste noapte, noi vom fi în stare să facem niște proiecte, să atragem niște fonduri. Banii aia nu-ți vin în niște genți aici la București și e cineva care împarte niște tancuri de bani. Aia sunt niște bani care sunt accesați pe niște strategii, pe niște proiecte, bani pe care și Uniunea Europeană ți-ar fi dat până acum, din 2007 și până acum. Și totuși trăim în țara în care ne uităm ca proștii la pasajul doamna Ghica făcut pe jumătate și lăsat așa și anul ăsta și anul viitor, probabil că nu sunt fonduri. Adică dacă acolo nu găsești o modalitate legală prin care să poți dosarul ăla cu șină să îl trimiți spre alocare de fonduri și să poți să duci la capăt un amărât de pasaj, nu știu cum naiba o să facem noi cu modernizarea întregii țări și cu investițiile astea. M-a buvnit râsul când mi-ai spus și de 300 de milioane în sport. Păi noi n-am băgat un milion în sport până acum, din 90 până acum. E varză, se antrenează băieții săritori în apă, sar ca fraierii pe saltele, cu capul în saltele. Ăsta e doar un exemplu. La fel, uite, un alt exemplu de strategii din astea care se fac de zeci de ani. O sală polivalentă promisă de cel puțin trei primari până acum în București. Nici până acum nu există un plan aprobat ca să se facă o sală polivalentă în București. Așa că
autostrăzile astea care am înțeles că s-au întins până la 10, noi avem inclusiv A10 în România, deși nu avem una normală, noi avem A10, astea vor fi la un moment dat, eu nu zic că o să stăm în loc așa, dar nu cred că gata, acum batem din palme și la anul o să avem o altă țară. Problema că vin banii de la UE. Acestui proiect, dincolo de micile lucruri, inclusiv faptul că nu știm ce proiecte, adică nu s-au făcut defalcat, care vor fi din granturi, care vor fi din împrumuturi. S-au defalcat în 100 și ceva de pagini, vezi că e edita mai nu, proiectul că la PDF-uri ne pricepem. Iată că acele 100 și ceva de pagini conțin foarte multe nebuloase și pornind inclusiv de la ceea ce spuneam, faptul că am trimis mai multe proiecte decât avem suma alocată, să vezi tu ce scandal va fi când va trebui să fie cernută lista, pentru că probabil s-au făcut, nu știu, anumite promisiuni. Dom'le, uite, avem aici, ai proiectul trecut în plan, la final, dom'le, stai puțin că nu ne mai ajung banii. Însă nu asta ar fi problema, ci faptul că am inclus proiecte de infrastructură mari, știm foarte bine că avem 5 ani la dispoziție să folosim acești bani și noi știm că inclusiv când vine vorba de autostrăzi, statul meu zice, domnule, stai puțin până în 2024, nu facem nimic, ne trebuie studii de fezabilitate, ne trebuie o nouă companie de administrare. După prefezabilitate urmează focul de artificii, știi cum a fost anul trecut pe centură, când s-a aprobat un dosar din ăsta, un pre-prefezabilitate pentru centură, s-a dat un foc de artificii, s-a făcut live pe Facebook și apoi mai așteptăm încă 10 ani. Ne explica cineva de la Proinfrastructura cum inclusiv faptul că trebuie făcută de la zero acel CNAIR pus pe revoluționată compania de administrare, de investiții în infrastructură și așa mai departe, o întreagă birocrație, va dura foarte mult până când vor fi puși acei specialiști în funcții și apoi să vină și să facă efectiv ceva. Deci asta e de fapt problema. Că am trecut niște proiecte mari care sună bine, domnule, facem autostrăzi, dar la finalul, când tragem linie, când vom trage linie în 2026, o să venim cu sacoșa, cu bani.